Înfrânt în bătălia de la Waterloo din 1815 și forțat să abdice pentru a doua oară, Napoleon Bonaparte a fost exilat pe insula Sfânta Elena, unde a murit în condiții neclare pe 5 mai 1821, la vârsta de 51 de ani. Au existat multe teorii cu privire la moartea lui, dar două au rezistat timpului: otrăvire pe o perioadă lungă de timp sau cancer la stomac. Autopsia lui Napoleon a avut loc pe 6 mai în circumstanțe dramatice. A fost făcută în salonul Longwood, o cameră de 5 metri și jumătate pe 4 metri și jumătate, ai cărei pereți erau pictați în verde, iar lumina intra pe două ferestre situate pe aceeași parte. Căldura era sufocantă, iar corpul se descompunea repede și un miros de putrefacție invada camera. În această mică sală, prost aerisită, erau prezente la neobișnuita operație 14 persoane. Există 3 rapoarte asupra acestei autopsii. Raportul oficial a fost semnat de către medicii armatei și ai marinei, care erau sub ordinele guvernatorului insulei, un om stigmatizat chiar de către istoricii englezi ca având un spirit meschin, strâmt, crud și răutăcios. Un alt raport a fost cel al chirurgului asistent Henry, raport pe care unii istorici englezi îl apreciază și care a fost făcut public la 2 ani după moartea lui Napoleon. Cel de-al treilea raport aparține medicului împăratului, care a descris tot ce a văzut fără să se lase dus de imaginație și care avea solide cunoștințe teoretice și practice de anatomie patologică. Este lesne de înțeles că viața pe insulă nu era ușoară și după câteva vreme, ilustrul prizonier s-a îmbolnăvit. Pe baza simptomelor prezentate, medicii care l-au îngrijit pe Napoleon i-au pus diagnosticul de hepatită tropicală. Un raport întocmit în acest sens în iulie 1818 menționa că, dată fiind starea gravă a bolnavului, rămânerea la Sfânta Elena îi va fi fatală. Guvernul britanic a refuzat însă să țină seama de avertismentele medicilor și nu a agreat ideea ca opinia publică să cunoască faptul că Napoleon s-a îmbolnăvit în timpul șederii pe insulă. Primele simptome au apărut în iunie 1817, când prizonierul se plângea de dureri de cap, oboseală, nevralgii repetate, inapetență și grețuri. În octombrie, acuza o durere surdă în partea dreaptă a cavității abdominale cu iradiere dorsală. Începând din septembrie 1820, starea sănătății sale se înrăutățește brusc, înaintând inexorabil spre deznodământul fatal. Asupra cauzelor care i-ar fi pricinuit moartea lui Napoleon au fost, cum spuneam, emise ipoteze diferite. Astfel, după datele autopsiei la care a asistat medicul împăratului, acesta susținea că decesul s-a datorat unei afecțiuni organice a abdomenului. Examenul necropsic menționează un ganglion canceros și descrie o perforație a peretelui abdominal cu un diametru de 7 mm, blocată de o aderență a lobului drept al ficatului. La 12 ani de la moartea lui Napoleon, un chirurg francez emitea ipoteza unui ulcer perforat. Pe 11 ianuarie 1913, profesorul Arthur Kate, președintele Colegiului Regal al Chirurgilor Britanici, a publicat rezultatul unui examen histopatologic practicat asupra unui fragment de intestin care ar fi aparținut lui Napoleon și care se găsea, printre alte piese anatomice, la Muzeul John Hunter din Londra. Expertul englez conchidea că decesul s-a datorat frigurilor de Malta, iar agentul purtător ar fi fost niște capre aduse acolo din regiunea Mediteranei. Un alt medic englez, Sir Frederick Eve, susținea că leziunile de pe intestinul subțire al lui Napoleon au fost cauzate de o malarie cronică, boala fiind adusă la Sfânta Elena de unii dintre sclavii negri ce populau insula. La scurt interval a urmat însă o altă ipoteză, care conchidea că e vorba de o dizenterie amibiană care a provocat o criză hepatică urmată de o perforare a stomacului și de peritonită. Fragmentul de intestin a fost examinat de profesorul Lerish, un specialist reputat care a afirmat că piesa anatomică prezintă o perforare de natură dizenterică. În jurul acestei piese anatomice s-a creat o întreagă legendă, la ea neavând acces decât custodele muzeului. Din păcate, a fost distrusă odată cu mare parte din muzeul care o adăpostea cu prilejul unui bombardament nazist în 1941.
În sfârșit, cea mai credibilă ipoteză a aparținut unui medic suedez, care a fost primul ce a afirmat că Napoleon a fost victima unei otrăviri cu arsen. Se pare că intoxicația începuse cu 9 luni înainte de moarte. După opinia medicului, autorul otrăvirii ar fi fost un general francez care făcea parte din mica suită a exilatului și care nu făcuse altceva decât să execute ordinul de a-l ucide pe Napoleon, dispoziție primită de la curtea din Paris. Ultimele expertize realizate de Institutul de Medicină Legală din Strasburg și de Universitatea din Luxemburg demonstrează cu certitudine că Napoleon a fost otrăvit fiind victima unei intoxicații cronice cu arsenic. Mai multe șuvițe din părul împăratului, care ceruse să fie tuns după moarte, iar părul să fie împărțit membrilor familiei sale, au fost păstrate cu mare grijă. Un toxicolog francez a fost cel care a susținut că împăratul a fost otrăvit cu arsenic în mod lent, ajungând la această concluzie după ce a făcut analize nu numai asupra învelișului exterior al firului de păr, ci și asupra măduvei. Doctorul Kintz crede că otrava a ajuns la sistemul nervos central și că provenea cel mai probabil din alimentele ingerate, intrate pe cale digestivă în fluxul sanguin. Părul lui Napoleon prezenta o concentrație de substanță toxică mult superioară limitei admise, dar adversarii acestei ipoteze au respins afirmația toxicologului francez, susținând că arsenicul detectat era de origine exogenă și nu a fost absorbit pe cale digestivă. Alți cercetători explică prezența arsenicului prin folosirea respectivei substanțe pe scară largă de către viticultorii epocii, pentru că aceștia spălau butoaiele de vin cu arsenic înainte de a pune strugurii la fermentat. Știm cu siguranță că în februarie 1821, starea de sănătate a lui Napoleon a început să se deterioreze rapid. În ziua de 5 mai a primit vizita unui preot și în aceeași seară a încetat din viață. Ultimele sale cuvinte au fost Franța, armata, șeful armatei, Josephine. Celebra sa mască mortoară a fost creată cel mai probabil a doua zi, pe 6 mai, dar nu este clar cine este autorul ei. Napoleon a cerut să fie înmormântat pe malurile Senei, dar guvernatorul britanic al insulei s-a opus categoric transportării trupului fostului împărat în Franța și a decis să fie îngropat pe Sfânta Elena, în Valea Șerpilor. În registrul de înmormântare păstrat în arhive, scrie: Napoleon Bonaparte, fost împărat al Franței, a murit la 5 mai 1821 în vechea casă din Longwood și a fost înmormântat pe proprietatea lui Richard Torbert. Numele lui se află trecut între Edmond House, un locuitor al insulei, și Maria Mills, soția maiorului de artilerie Mills din garnizoana de pe insula Sfânta Elena. Funeraliile modeste ale împăratului au avut loc pe 9 mai 1821. În 1840, regele Ludovic Filip a obținut permisiunea britanicilor ca Franța să primească rămășițele lui Napoleon, iar la finalul anului, pe 15 decembrie 1840, au avut loc funeralii naționale la Paris. Cortegiul a pornit de la Arcul de Triumf pe Champs-Élysées, de-a lungul Place de la Concorde până la Esplanade des Invalides și apoi sicriul a fost dus la Capela Saint-Jérôme, unde a rămas timp de 20 de ani, până când mormântul proiectat de arhitectul Louis Visconti a fost finalizat. Pe 2 aprilie 1861, rămășițele lui Napoleon Bonaparte au fost depuse pentru totdeauna într-un sarcofag din piatră de porfir finlandez roșu cu o bază de granit verde în cripta special amenajată la Domul Invalizilor.